Bună ziua tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Mă numesc Rodica și astăzi voi face un chec zebră. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 3 ouă, 100 de grame de zahăr, un iaurt de lămâie, 30 ml de ulei, esență de vanilie. Și acum vom amesteca bine toate ingredientele. Și un pic de sare. Dacă vreți, puteți să mai răzăliți un pic de coajă de lămâie. Acum vom adăuga 150 de grame de făină și o linguriță de praf de copt. Amestecăm bine toate ingredientele, după care vom separa un pic din compoziția albă și vom adăuga o linguriță de cacao. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt și acum voi începe să pun un strat de compoziție albă, după aceea unul de cacao, iarăși unul alb și tot așa până terminăm compozițiile. Eu am făcut un chec mic, dar dacă vreți să faceți un chec mai mare, doar trebuie să dublați cantitățile. O vom da la cuptor pentru 40 de minute la temperatura de 160 de grade Celsius. Și gata checul. Acum îl voi lăsa să se răcească, după care voi tăia o feliuță să vă arăt cum arată și în interior. E foarte pufos și super delicios. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă da, dați-mi un like și abonați-vă la canalul meu. Pa, pa, pupici!